Vești alarmante vin de pe litoral. Marea Neagră pierde din ce în ce mai mulți delfini. Cauzele sunt pescuitul intens, traficul crescut de nave de război, exploziile subacvatice și boli. 203 delfini au ieșuat anul trecut numai pe plajele litoralului românesc, iar dacă cifrele continuă să crească, populația de cetacee din Marea Neagră este în real pericol. Cât de frumos, uite-i mă! 3, sunt 4 acum! Litoralul românesc este monitorizat de organizațiile ecologiste și de specialiști biologi în cercetări marine. Monitorizările arată că cei mai mulți delfini eșuați prezintă răni provocate de exploziile submarine sau intoxicații cu hidrocarburi, păcură și motorină provenite de la navele militare. Registrăm cel mai mare număr de eșuări de la litoralul românesc din ultimii 20 de ani, 203 exemplare pentru anul 2022. Printre cauzele pe care le-am putut determina, se numără odată boli. Apoi avem de-a face cu capturarea accidentală în plasele de pescuit. Indicatorii și estimările ajung undeva la 20.000 de delfini capturați accidental anual la nivel de bazin. Toate acestea s-au suprapus cu perioada din an în care delfinii se deplasează în zonele de coastă pentru a se hrăni. Pescarii și ecologiștii marini au găsit de la începutul anului de aproape 4 ori mai mulți delfini morți decât în anul precedent. Câțiva delfini au fost salvați în ultimul moment când au ajuns în apele de coastă. Am avut 6 sesizări în care eu împreună cu cei de la fața locului am reușit să salvăm animalele și anume ele erau eșuate, dar erau eșuate vii. Conform statisticilor, în Marea Neagră, la ultimul recensământ au fost numărați în jur de 200.000 de delfini, în special afalini, care sunt cei mai jucăuși. Specialiștii se tem însă că în ultimele luni, din cauza războiului, mulți dintre ei au murit. Marea Neagră este puțin adâncă în zona de nord și multe din exemplarele moarte sunt aruncate de brizanți pe mal și le vedem. În sud sunt foarte mulți delfini, pește este mai mult, dar acolo apele mai adânci fiind, îi aruncă mai puțin la mal și, în consecință, puțin dintre delfinii pierduți ajung să fie văzuți, probabil că undeva la peste 10 ori mai multe cazuri de delfini morți, raportat la ceea ce vedem ca exemplare eșuate. Sunt 3 specii de delfini în Marea Neagră, dintre care focena. Aceștia sunt mai frecvenți în zonele costiere și, în consecință, când mor, îi vedem. Despre mortalitatea celorlalți nu știm prea multe.